Băi, vreau să vă spun că acest vlog nu va fi, nu ignorați faptul că râd, acest vlog nu va fi deloc amuzant. Deci dacă ați venit aici să râdeți, astăzi nu veți râde, pentru că voi povesti cum am fost la un pas de moarte. E o întâmplare de acum foarte, foarte mult timp, dar nu e nimic funny. Absolut nimic funny. Adică dacă ați venit aici să râdeți, am un alt vlog postat acum câteva zile la care sigur o să râdeți, dar ăsta nu e vlogul pentru voi. Pentru că nu e niciun clickbait. Mulți dintre voi probabil că știți mici părți ale acestei povești, dar nu știu dacă e cineva care știe povestea completă a modului complet tragic în care era să mor înainte de a împlini vârsta de 5 ani. Deci cred că toți avem o poveste de genul ăsta, gen la un pas de moarte, și asta e povestea mea. Am și uitat să fac salutul, frate, atât de ciudat a început vlogul ăsta. Salut, eu sunt Sherry, bine v-am găsit la un nou vlog. Eu zâmbesc de obicei când fac salutul ăsta, dar v-am zis, nu e, adică nu e ăsta vlogul pentru asta. Ăsta e un vlog așa mai sumbru, în care facem acest story time și povestim despre cum era să mor într-o explozie la 5 dimineața. Probabil că acum mulți dintre voi o să ziceți, gen, bă, pe bune, adică tu chiar vrei ca noi să te credem pe tine că era să mori la 4 ani într-o explozie? Dar tu ce făceai la 4 ani? Erai în trupele SIAS? Erai în Afganistan? Ce dracu făceai la 4 ani? Bă, nu, eram la grădiniță, frate. Asta e și mai fucked up, că nu eram pe vreun câmp de război pe undeva, nu, eram la mine acasă, în apartamentul meu, acolo era să mor. Haideți să vă povestesc. Eu acum locuiesc în București, dar probabil că majoritatea dintre voi cunosc faptul că eu, pentru cea mai lungă perioadă a vieții mele, am stat în Craiova. Acolo m-am născut, acolo am copii. Acolo am locuit oficial până când am dat bacul anul ăsta și l-am și luat, da? Nu doar că l-am dat. Țineți minte când am venit cu Dacia și tot ce s-a întâmplat acolo? Păi cum? Nu știți? Am vândut CRS-ul. Deci da, eu sunt născut și crescut în Craiova, acolo mi-am petrecut mare parte din viață și eu locuiam undeva la periferia Craiovei, încă stau părinții mei acolo, pe Calea București. Nu o să vă zic acum și numărul și apartamentul, dar probabil că mulți dintre voi deja aveți o idee foarte clară a zonei în care locuiam eu. Practic, primul sens giratoriu, cum vii dinspre București, dacă te uiți în stânga, o să vezi blocul meu. În spatele blocului meu e o parcare, e o centrală termică, o școală. Lângă blocul meu e un alt bloc în care, coincidență totală, a crescut Alex Verea. Alex Verea a stat un bloc distanță de mine, fraților. A făcut și școala la școala 37, care e în spatele blocului meu. Dar țineți minte asta cu centrala, da? Ideea e că atunci când s-a întâmplat toată tragedia asta, Verea deja nu mai locuia în blocul respectiv, dar părinții lui locuiesc și până în ziua de azi în același bloc, vecin cu blocul în care locuiesc acum părinții mei, că eu v-am zis, m-am mutat. Bun, deci țineți minte, da, că e foarte important, ce se află în spatele blocului meu. Probabil că ați mai văzut și prin vlogurile mele niște filmări de pe acolo. O parcare, o școală, mai multe blocuri și o centrală termică. Dacă mergeți pe Google Street View, da, intrați pe Google Maps și vă duceți pe Street View și mergeți pe străduța aia din spatele blocului, o să pară că e cel mai pașnic cartier din lume. O să ziceți, wow, uite, cartierul Răpuș, ce cartier liniștit și minunat de la periferia Craiovei, ce s-ar putea întâmpla aici? Vă uitați așa în jur, vedeți niște garaje, niște umbreluțe, niște blocuri, niște mașini parcate, vedeți centrala aia care pare că e o construcție așa nouă și dacă vă uitați atent la ea, o să vedeți că e o cruce acolo jos. Și probabil vă întrebați, bă, ce caută totuși crucea aia acolo într-un cartier atât de pașnic? Uite ce se întâmpla în cartierul ăsta pașnic în urmă cu 15 ani, în dimineața zilei de 26 ianuarie 2006. Bă, a fost gen tragic rău și acum când am văzut din nou pozele și mi-am readus aminte de toate lucrurile, mi-am dat seama că a fost mult mai grav decât țineam eu minte, pentru că eu eram foarte, foarte mic, repet, aveam 4 ani, urma să împlinesc 5 ani. Hai să vă povestesc pas cu pas cum s-a întâmplat toată tragedia asta, pentru că chiar a fost o mare tragedie despre care nu prea s-a vorbit. Lumea cumva a băgat-o sub preș și a mers mai departe. Deși doi oameni au murit acolo și un copil care săracu atunci era clasa 6-a din ce țin eu minte a rămas fără mamă din cauza unei explozii care a fost provocată ori de corupție, ori de incompetență. Mi-e greu să spun acum exact de ce a fost provocată, dar hai să vă povestesc cum s-a întâmplat tot. Și cum eu, dacă în seara aia nu dormeam la mama în cameră și dormeam în dormitorul meu, știți dormitorul meu, cel de care am făcut atât de multe vloguri, dacă dormeam în dormitorul ăla al meu, eram sarut acum, eram mort de 15 ani acum dacă dormeam acolo. Haideți să vă explic. Deci eram în ianuarie 2006. Eu aveam 4 ani, urma să împlinesc peste o lună 5 ani, tocmai trecuse Crăciunul, nu cred că eram la grădiniță, că era perioada aia cu vacanța, știți, în ianuarie vacanța aia, nu cred că mergeam la nicio grădiniță atunci, din ce țin eu minte, gen vacanța de Crăciun, cred, nu mai știu sigur. Ideea e că atunci taică-miu avea exact aceeași meserie pe care o are și acum, cea de inginer silvic, doar că nu lucra la Craiova, lucra la Firiaș și în fiecare dimineață el trebuia să facă naveta cu trenul. Nu mă întrebați de ce făcea naveta cu trenul și nu cu mașina, probabil că voia să facă economie, n-am idee, eram foarte săraci în perioada aia, n-aveam termopane în casă, n-aveam
aveam nimic. Locuiam în apartamentul ăla care era al bunicilor mei, gen al părinților lui tata, și doar ce ne cumpăraseră în prima mașină. Nu vă gândiți la un CRS, nu vă gândiți la nebunii. Familia Șeraru doar ce își cumpărase o Dacia Rogan. Pe atunci era totuși ceva, că era proaspăt transată și nu știu, eu atunci vedeam mașina aia ca cea mai frumoasă mașină din lume, pentru că față de ce aveam înainte, o Dacia 1100, mașina era top, adică era un fel de S-Class pentru mine, ca să înțelegeți. Și acum m-amuz așa ca paranteză toți oamenii care zic că eu sunt un copil de bani gata și că de fapt eu m-am ridicat în toată treaba asta pe banii părinților care au pompat cu bani în mine și alte bariverne de genul ăsta. Când mama e profesoară de matematică și tata inginer civic și au niște salarii, vai de, în fine, nu mai deschidem subiectul ăsta. Ideea e că mașina aia pentru noi era ca o bijuterie. Și da, în seara aia mașina a rămas parcată în spatele blocului și... Da, nu știu mă, noi avem tradiția asta în familie, adică cumperi o mașină, imediat se strică. Am cumpărat Roganul, a fost distrus în explozie. 13 ani mai târziu mi-am cumpărat și o primă mașină, am distrus-o în accident la o lună distanță. Mă rog, mult spus distrusă, dar în fine, ca să înțelegeți asta, cred că e o tradiție. Nu știu cum facem să schimbăm tradiția asta de familie, că nu-mi place deloc, adică nu e combinație. În fine, de ce v-am zis acum toată treaba asta cu tata? Pentru că tata avea tren în fiecare dimineață la ora 7, ca să ajungă la serviciu pe la ora 8, trebuia să ia trenul la ora 7. Firiașul e o localitate care e foarte apropiată de Craiova. Și el făcea naveta asta în fiecare dimineață cu trenul. Și practic, dacă stați să vă gândiți, ăsta e motivul pentru care eu astăzi sunt încă în viață. Tata făcea naveta și atunci el se trezea cu mult înaintea noastră. Se trezea pe la 4 dimineața, își făcea un duș, o cafea, se îmbrăca și pleca la gară ca să ia trenul să ajungă la serviciu. Serviciu? Serviciu. Da, la serviciu. Ați înțeles, ați auzit de la deșteapta mea de acolo, din camera cealaltă, serviciu este. Dat fiind acest fapt, tata dormea singur în dormitorul meu, pentru că se trezea mult mai devreme și n-avea rost să doarmă cu maica mea, că n-a fi trezit-o și pe ea și așa mai departe, și eu dormeam cu maica mea în dormitorul lor. În seara aia de miercuri, undeva pe la 10-11 probabil, am stins toate luminile și s-a culcat toată familia. Doar că eu, bă, vă jur, nu aveam somn. Nu-mi explic de ce, dar nu aveam somn. Și țin minte foarte clar că am avut o presimțire că urmează să se întâmple ceva, nu știu de ce, dar am avut presimțirea asta și pe mine, vă jur, poate nu o să mă credeți, explozia m-a prins treaz. Deci eu am fost treaz când s-a întâmplat toată treaba. Nu știu de ce eram treaz la 5 dimineața, dar eram treaz pentru un anume motiv. Și este și mai ciudat, și mai dubios, și mai fucked up faptul că citeam acum un articol din Gazeta de Sud, din ziarul nostru local, cu diferite relatări ale copiilor din cartier despre eveniment și mulți dintre ei au spus același lucru când au fost intervievați, că au avut o presimțire că urmează să se întâmple ceva. Nu știu, eu vă zic sincer, eu nu cred în chestii de-astea paranormale și nebunii din astea, dar cum se face? Explicați-mi și mie că noi copiii am avut o presimțire legată de treaba asta. Părinții n-au avut nicio presimțire, dormeau. Tata a plecat de acasă în dimineața aia cu o oră înainte să se producă explozia. A plecat și explozia pe el a prins în tren. Pe mine m-a prins explozia alături de mama în dormitorul părinților mei. Acum ce s-a întâmplat de fapt? Cum s-a produs toată explozia asta? De fapt au fost două explozii, n-a fost o explozie. A fost una mare la început și a fost una mai mică la două ore după aceea, vă explic. Practic ce aveam noi în spatele blocului nu era o centrală termică. Era un punct termic, așa se numea, punctul termic numărul 3 din cartierul Răpuși din Craiova. La punctul acela termic ajungea o grămadă de conducte cu gaz pe sub pământ, iar punctul ăla termic asigura căldura și apa caldă pentru tot cartierul, pentru undeva la 1000 de apartamente. Ideea e că acele conducte erau foarte, foarte vechi și regea spunea că trebuiau de mult să fie schimbate, dar nimeni nu le-a schimbat, le-a lăsat așa. Și noaptea aia, una din conductele aia, una din magistralele aia care trec pe sub pământ, pe sub Calea București, chiar acolo la sensul giratoriu, care, repet, e primul sens giratoriu din Craiova cumva, unde sunt primele blocuri din Craiova, că noi stăteam la periferie, chiar acolo s-a fisurat o conductă și gazul ăla metan a ieșit din conductă și a început să se răspândească peste tot pe sub pământ. Asta s-a întâmplat undeva noaptea aia, nimeni n-a avut nici cea mai mică idee, dar odată ce gazul ăla metan s-a răspândit pe sub pământ, a devenit o bombă cu ceas. La prima scânteie, cine ar fi aprins primul lumina sau cine și-ar fi aprins primul o țigară, ar fi aruncat tot în aer. Și din păcate, exact asta s-a și întâmplat, era inevitabil să nu se întâmple, mai devreme sau mai târziu s-ar fi întâmplat. La ora 5 dimineața, doi angajați au sosit la acel punct termic. Numele lor era Doina Trica și Dan Ibinceanu. Amândoi au murit în acea explozie. Au ajuns în punctul termic la ora 5 dimineața când au intrat pe tură și câteva minute mai târziu a sărit tot un aer. Cineva ori a aprins lumina, ori și-a aprins o țigară, ori s-a produs o scânteie într-un mod sau altul. Cert e că la câteva minute după ora 5, absolut totul a sărit în aer. Și revenind la mine acum, v-am zis, eu nu știu cum se întâmplă, dar eram treaz. Țin foarte clar minte că eram treaz înainte să se întâmple explozia. Stăteam așa în pat și mă uitam spre geamuri. Geamurile de la dormitorul părinților mei, care dormitorul, cum venea el în bloc, nu era direct orientat către centrală, nu era direct orientat către spatele blocului. Dormitorul despre care vorbesc este cel pe care îl vedeți în poza asta. Vedeți că nu e fix în spatele blocului. Dormitorul meu, în schimb, era fix în spatele blocului. Bă, și cum stăteam eu așa, la vârsta de 4 ani, vă dați seama cât eram eu de mare, da?
și stăteam în pat și mă uitam la geamuri, deodată, efectiv, toate geamurile s-au spulberat într-o secundă și au sărit toate cioburile spre noi. Printr-un miracol nu m-a tăiat niciun ciob, nu m-a atins niciun ciob, dar deodată toate geamurile s-au spart, a fost un suflu imens. Mama a sărit efectiv din pat și a zis cutremur, s-a panicat crezând că e un cutremur. Eu știam că nu e un cutremur pentru că mi-era foarte clar că era o explozie. A fost un zgomot pe care nu vi-l pot descrie, adică țin minte și până în ziua de astăzi, efectiv, totul a sărit de unde era, au căzut toate chestiile de pe rafturi și noi, din fericire, eram în cel mai ferit loc din casă. Era locul care era cel mai departe de centrală. Am sărit din pat și ne-am băgat imediat sub tocul ușii, crezând că e cutremur. Ne-am dat după aia seama că nu era niciun cutremur, pentru că nu se mai bărângânea nimic, pur și simplu fusese doar un suflu imens. Și ce s-a întâmplat de acolo înainte, nu mai țin minte foarte clar, țin așa minte doar frânturi. Țin minte că mergeam cu mama prin casă și vedeam cum era totul dărâmat, toate ușile erau căzute. Dormitorul meu și bucătăria erau cele mai afectate, pentru că fuseseră cel mai aproape de locul incidentului și țin și acum aminte cum ușa de la dormitorul meu fusese azvârlită fix în pat. Adică dacă eu dormeam acolo, ușa m-ar fi zdrobit efectiv. Ar fi fost azvârlită direct peste capul meu. Doamne ajută că n-am dormit acolo. În rest nu mai țin minte ce s-a întâmplat după aceea. Eram efectiv în stare de șoc. Era un miros puternic de gaz, atâta țin minte. Era mirosul ăla de gaz. Tata era în tren, s-a întors cât a putut de repede acasă. Eu am ajuns, nu știu cum am ajuns la bunici care aveau un apartament în centru. A doua zi când m-am întors în cartier, nu-mi venea efectiv să cred ce vedeam. Era efectiv o scenă de război, pur și simplu. Toate geamurile de la toate apartamentele, de la toate blocurile erau sparte, toate mașinile erau făcute praf pentru că căzuseră o grămadă de resturi pe ele și cele pe care nu căzuseră resturi erau avariate de suflu exploziei. Eu am prins doar prima explozie, am ajuns la bunici înainte să se petreacă cea de-a doua deflagrație. A doua s-a întâmplat atunci când un om dintr-un bloc de lângă centrala termică a aprins o lumânare când s-a dus la baie pentru că nu era curent nicăieri. Deci, nefiind curent, omul trebuia să vadă cumva, a aprins o lumânare, n-a simțit mirosul de gaz care se răspândise peste tot acel gaz metan din conducta aia nenorocită, conducta aia fisurată, a aprins o lumânare și efectiv i-a explodat toată baia. Omul, din fericire, printr-un miracol nu a murit, a fost doar grav rănit. Și da, practic ăsta a fost cel mai apropiat moment de moarte pe care l-am avut în viața asta. Am fost șocat, din fericire eram atât de mic încât nu am rămas cu traume foarte mari după toată treaba asta. Școala din cartier, școala numărul 37, la care vă povesteam că am învățat vere, așa, a fost avariată, dar cel mai avariat a fost blocul ăsta care a fost lipit de centrală. Mă mir că încă stă în picioare acest bloc până în ziua de azi, pentru că eu cred că vă dați și voi seama din pozele astea cât de imensă a fost explozia asta, cât de mare a fost. Așa cum v-am spus, doi oameni au murit în tragedia asta, cei doi oameni care se aflau în punctul termic în acel moment. Acea femeie a murit pe loc de la explozie, iar bărbatul a murit cu o zi mai târziu, din ce țin minte, la spital. Și da, n-am ce să vă spun mai multe, a fost groaznic. Evident că a doua zi au venit autoritățile, a venit primarul, a doua zi seara țin minte că a venit premierul României de la vremea aceea, a venit Tăricianu să vină pe acolo să se uite, ce să te mai uiți, ce să mai faci, pentru că tragedia deja se produsese. Asta a fost o lecție pentru autoritățile de acolo, pentru cei care se ocupau. Înțeleg că vinovat oficial a fost distrigazul care ar fi trebuit să schimbe cu mult timp înainte de producerea tragediei acele conducte care s-au fisurat. Dar asta e, trăim în România și uităm să schimbăm lucrurile care se învechesc. În continuare țineți cont de faptul că tragedii similare se pot petrece oricând. În continuare, spre exemplu, în București sunt o grămadă de blocuri cu burină roșie care la un cutremur mai mare se dărâmă. Și da, n-am ce să vă spun mai multe, nici n-am ce sfat să vă dau după toată treaba asta, pentru că nimeni n-ar fi putut preveni un dezastru de genul ăsta. Desigur, în afară de cei responsabili cu schimbarea conductelor lor, mă refer la noi, locatarii blocurilor de acolo, n-aveam ce să facem ca să prevenim un dezastru de genul ăsta. Atunci țin minte că tot cartierul a rămas cam o lună fără gaze și fără apă caldă, pentru că efectiv de unde gaze și de unde apă caldă când toată centrala termică era complet dărâmată. S-a construit la loc una nouă și Doamne ajută să nu se întâmple din nou o tragedie de genul ăsta. Țin minte că după aia imediat a început și grădinița și veneam cu bunica mea de la grădiniță și treceam pe calea București, pe strada aia mare din Craiova și vedeam toate săpăturile pe care le făcuseră ca să schimbe conductele alea, care trebuiau schimbate cu mult timp înainte, le schimbau acum după. Dacă le-ar fi schimbat înainte, n-ar fi murit doi oameni în tragedia asta. Țin minte că de mult voiam treaba asta, să ne punem termopane în casă și atunci am fost efectiv forțați să ne punem termopane, că toate geamurile erau sparte. Țin minte cât de rău ne-a părut de mașină care era cumpărată de o lună sau de două luni, ceva de genul ăsta, și era complet distrus. A trebuit să o băgăm în serviciu și am stat cu ea o grămadă în serviciu, dar nu ne permiteam arta, n-aveam ce să facem, trebuia să o reparăm pe aia. Și Roganul ăla de atunci a mai mers cu el 10 ani de zile. Deci Roganul ăla a avut 10 ani la activ de mers. Gândiți-vă că la o lună, două după ce l-am cumpărat, a fost daună totală într-o explozie. L-am reparat și a mai mers cu el 10 ani. Deci
cumpărați-vă Dacia Rogan, asta e tot ce pot să vă spun după vlogul ăsta. Nu, dar sunt gluma la o parte, am vrut să fac de mult story time-ul ăsta să vă povestesc exact cum a fost. E un vlog sumbru, îmi pare rău dacă v-am stricat starea, dar e o poveste interesantă pe care n-am spus-o niciodată. Gândiți-vă numai după aia când urcai scările, veneai de la grădiniță și urcai pe scări și vedeai crăpăturile în pereți și toate chestiile alea, era destul de greu să te mai simți în siguranță. Adică o bună perioadă de timp nu prea m-am simțit în siguranță noaptea, nu prea puteam să dorm noaptea pentru că mă gândeam să nu se întâmple cumva din nou ceva de genul ăsta. De fiecare dată când veneam în bloc, vedeam chestiile astea care mi-aminteau, vedeam crăpăturile din pereți, vedeam geamurile sparte, vedeam toate chestiile astea care mi-aminteau de tragedia aia și am rămas așa un pic cu frica asta o bună perioadă de timp. Din fericire n-am rămas mai rău traumatizat, pentru că putea să mă afecteze mult, mult mai rău, dar eram atât de mic încât îmi era greu să conștientizez toate chestiile astea. Da, și ăsta a fost și vlogul de astăzi, băieți, un vlog, v-am zis, mai atipic, mai sumbru, nu mai stau să fac nicio reclamă la nicio academie de vlogging, absolut nimic, că nu mai am niciun chef, că mi-am stricat singur starea cu toată povestea asta. Nu mai stau să fac acum nici formula de outro cu tare, deoarece acest vlog n-are niciun sens acum. Aveți mare, mare grijă de voi, v-am pupat, ne revedem cu un vlog mai happy în curând.